Ai transformat asta într-un business, dar mai mult decât atât, ai și scos o grămadă de sportivi, de performanți. Da, atât pe partea de jiu-jitsu brazilian, cât și pe partea de MMA. Am ajuns cu o sportivă, de fapt primul sportiv din România care a ajuns în celebrele gale UFC, în Statele Unite, cu Cristina Stanciu, sportivă de la noi, de la Clubul Absoluto. Și în special rezultatele în jiu-jitsu brazilian. Bun, hai să vorbim despre sălile astea pe care le ai în București. În primul rând, de ce ți-ai trimite copilul să facă jiu-jitsu? Sunt foarte multe, pe lângă acest aspect legat de partea de autoapărare, și noi învățăm pe copii în primul rând de jiu-jitsu verbal, adică care sunt modalitățile prin care poți să rezolvi o situație verbal în momentul în care vorbim de această zonă de agresivitate, fie că e vorba de bullying sau de orice altceva. Pe lângă acest aspect vorbim de disciplină, vorbim de partea de condiționare fizică și copiii încep să... Eu am avut un caz fascinant, un băiat destul de mare, de 12 ani, venit cu tatăl lui la antrenamente și tatăl lui mi-a arătat palma copilului și mi-a zis, uite, are aici o pată neagră. Deci, îți dai seama de la ce e? Și nu mi-am dat seama și mi-a spus, este de la calculator, de la jocuri. A făcut bătătură în palmă de la jocuri. Și copilul la 12 ani nu știa să alerge. Era efectiv ca o căprioară care de-abia a învățat să... Și țopăia așa cumva super ciudat. Nu mai vorbim să facă o rostogolire sau nu știu, să facă o flotare și așa mai departe. Culmea e că într-un an, pentru că el avea o structură, era măricel așa și el avea, spunem noi, o carcasă de bărbat adevărat. Și într-un an s-a transformat radical în momentul în care m-am uitat la el pe niște filmări puse de antrenorul de la grupa respectivă, nu mi-a venit să cred că e același băiat, adică băiatul devenise bărbat. Și cred că asta e important să înțelegem că trăim într-o societate în care, uite-te, la amândoi suntem cu ecranele în față, copiii au tendința să fie în fața unui ecran, că e tabletă, monitor, televizor și așa mai departe, și trebuie, tot vine de la noi, de la părinți, că sunt și eu părinte, ca și tine, și să-i ducem către sport, către activități și mai ales activități fizice care au, cum spuneam, și o componentă socială. Faptul că putem să ieșim de aici și în 99,9% din cazurile în care cineva mă atacă, o să rezolv problema respectivă. Mm-hmm. Dar nu te-ai lovit de ideea asta, de reticența părinților care spun, domne, nu-l dau la un sport de contact, să nu devină copilul bătăuș, știi, să nu... Asta e interesant, jiu-jitsu brazilian. Jiu-jitsu brazilian este un stil care nu se bazează pe lovituri. El se bazează pe control, pe ducerea luptei la sol, pe aceste tehnici de articulare, în momentul în care începi să forțezi o mână, atunci ai posibilitatea să și negociezi cu respectivul. În momentul în care îi dai cuiva un pumn, nu ai cum să negociezi. Adică nu ai un grad de intensitate pe care poți să-l reglezi. Îi dai un pic mai tare sau mai încet. Dacă îi dai cuiva un pumn, o să trebuie să îi dai tare ca să îl liniștești. În zona asta de tehnici articulare sau de strangulări, poți să faci lucrurile cât mai gradual și noi asta învățăm pe copii. Ei nu lovesc cu pumnul, nu lovesc cu piciorul, învață să se apere de loviturile de pumn și de picior, învață să ducă lupta la sol, să controleze și de acolo să aibă posibilitatea să negocieze sau să aplice o tehnică care este mai intensă. E un fel de șah, așa. E un fel de șah, da. Adică e un fel de șah kinetic, îl numim noi. Da, un șah al corpului. Gândești mișcările, anticipezi și mișcările adversarului. Da, și interesant că în sălile noastre, dacă te uiți așa demografic, zona de adulți este undeva, media de vârstă undeva la 27 de ani. Uh-huh. Adică destul de sus, nu suntem îndreptați către zona de performanță de undeva la 1% dintre cei care vin în sălile noastre. Și sunt oameni de la, nu știu, avocați, procurori, zona de IT. Avem foarte mulți oameni din zona de IT pentru că, așa cum spuneai și tu, este un sport al inteligenței, deși este o artă marțială și poate percepția inițială, cum spuneai tu, este e o bătaie și nu vreau să ajung acolo când sparge nasul sau mai sunt niște legende de genul ăsta și nu are absolut nicio legătură cu asta. Dar nu poți să te accidentezi? Poți să te accidentezi și, uite, noi doi acum stăm pe scaunul ăsta, se rupe scaunul ăsta și cădem. Într-adevăr, orice activitate fizică presupune, dar rata noastră de accidentări este foarte, foarte redusă. Ziceai că de la 3 ani poți să-ți duci copilul la jiu-jitsu? Da, avem grup de 3-5 ani. Ne ducem mult în zona asta de disciplină, în zona de activități motrice, mai puțin
arte marțiale, învață și niște procedee, dar mai mult în zona asta disciplină și zona de motricitate. Mi se pare destul de greu să lucrez cu un copil este de 3 foarte ani. Greu. Uite, eu am fost săptămâna trecută, am fost invitat la așezământul Sfântul Iosif din Odorheiu Secuiesc. Acolo sunt 160 de copii într-o clădire imensă pusă la dispoziție de niște elvețieni foarte bogați la începutul anilor 90, unde sunt copii orfani sau defavorizați, care sunt întreținuți, crescuți de 10 măicuțe. Ele stau permanent acolo și am fost invitat să țin niște antrenamente acolo. A fost un proiect și a fost pentru prima dată când am lucrat cu niște copii sub 7 ani. Eu nu am lucrat până acum cu copii. Și am fost doar eu, fără niciun instructor asistent de la grupele de copii și mi-am dat seama cât de greu și cât de mult apreciez și mai mult ce fac antrenorii care lucrează cu copii, pentru că, cum spuneai, sunt foarte greu de strunit. Dar bănuiesc că sunt impresionați, nu? De toată atmosfera de acolo, de costume, de centuri. Are mare legătură. Să știi că un antrenor bun, și nu vorbim de zona de performanță, un antrenor bun este un antrenor care poate să-ți dea o energie. Și în momentul în care vezi toată zona asta de, zona asta de cardio, din sările de fitness, toți antrenorii care sunt tot timpul așa super exaltați, cumva asta se întâmplă și cu antrenamentele și eu sunt de părere că în orice sport trebuie să fii genul care să-l motiveze pe practicant, pe sportiv, să vină cu plăcere acolo, să se simtă. Criteriul numărul 1 sările noastre la Absoluto, omul să vină să se simtă bine. Indiferent dacă îi spui că este folositor, că o să ajungă campion mondial, dacă nu îi place activitatea respectivă, ca această stare să fie, să vină din el, să fie interioară, să fie intrinsecă, la un moment dat toate chestiile astea exterioare, medalii, bani, recunoaștere socială, nu-l vor face să vină la antrenament să continue. În fotbal e o problemă la nivelul ăsta de copii. E o problemă cu părinții. Și nu doar la noi, în toată lumea e fenomenul ăsta. Părinții aia disperați care stau pe margine și țipă la arbitru, se ceartă cu toată lumea, se ceartă și între ei, pun așa o presiune pe copii. Te-ai lovit de chestiunile da, astea? Se întâmplă și la noi. Sunt părinți care strigă se întâmplă. Da, se întâmplă la și la copii? Competiții. E un fenomen care ține de civilizație, până la urmă. Eu am fost înfrentată la foarte multe competiții, nu se întâmplă... Adică dacă mergi într-o țară precum Germania, nu știu, Suedia, nu o să vezi părinți care strigă de genul ăsta. E într-adevăr o problemă. Nu știu dacă se poate face ceva. Acum multe lucruri care se întâmplă în țara noastră sunt foarte greu de rezolvat. Asta cu părinții care strigă și... Dar cum încerci să gestionezi asta? Cei care organizează... I-ai dat fără din sală? Nu se întâmplă la antrenamente. Nu se întâmplă la antrenamente, se întâmplă la competiții. Și la competiții, în general, încearcă organizatorii de competiții să îi îndepărteze cât mai mult de suprafața de luptă, adică zona delimitată a suprafeței de luptă, salteaua, să fie cât mai departe de zona de spectatori. Și până la urmă înțeleg și pe părinte că e acolo implicat, îl vede pe copil, își dorește probabil să câștige, își dorește să nu se accidenteze și e greu să-și controleze emoțiile astea. Cam nasol să-l vezi pe copil strâns de gât pe jos, pe acolo. Da, asta e o problemă, mai ales cu părinții care noi încurajăm foarte mult. Avem niște evenimente, se numesc Family Day, în momentul în care părinții vin și lucrează cu copiii. Încercăm să le reluăm acum, pe perioada cu COVID-ul n-am avut voie să organizăm foarte mulți oameni la un loc și așa mai departe. Și copiii cu părinții și părinții practică și ei câteva dintre tehnicile de bază și încep să înțeleagă până la urmă ce face copilul ăla acolo și de ce nu e, cum spuneai tu, aoleo, l-omoară și este și super poate safe. Poate îl mai lasă un pic în da, pace. Da.